Bună, dragii mei! Mă bucur să ne revedem la o nouă întâlnire frumoasă. Eu sunt Denise, spiridușul și ajutorul lui Moș Crăciun din acest an. Și astăzi am pregătit pentru voi o poezie foarte frumoasă care îl are ca personaj principal chiar pe Moș Crăciun. Scriitoarea Alenuța Bobotan a adus versurile pe care ea le scrie atât de frumos într-o poezie care sper să vă placă, De vorbă cu Moș Crăciun. Îți scriu, moșule, scrisoare, că se apropie Crăciunul. Să știi că am o rugăminte mare. Adă, te rog, fericire la tot om. Nu vreau dulciuri, portocale, nici vilă sau vreo mașină. Vreau să împarți la fiecare sănătate și liniște în inimă. Moșule, să nu mă uiți că am fost mereu cu minte. Să pui în sac doar bunătăți, să fie lumea ca înainte. Știu că ești bătrân și obosit, însă tare te-aș ruga să împlinești negreșit când ai să vii dorința mea. Dragă moșule, se apropie sărbătorile. Prinde renul la săniuță și coboară străbate cărările, căci te aștept plin de speranță. Plin de speranță îl așteptăm cu toții împreună pe Moș Crăciun, care sper ca în acest an să ne îndeplinească toate dorințele, iar din partea mea multă sănătate. Vă îmbrățișez!